Momentul a semnat suma tuturor bancurilor. Eu am primit o reclamație. Sunetul e foarte slab la direct acum. Care ar fi motivul? Ia vezi, te rog frumos. Bine. Am o întrebare. Puteți să-l aflăm pe mână? Știi numai mă, bă, și până? Păi, tu știi, tu răspundeam dacă poți. Ce fel de trâng eu și la mine, mă, bână, mă, bână, ăsta? Dreptunghic. Păi, și pe mă, bână, știi? Da, pe până. 5, până-i 12. Da, puteți să-l aflăm pe mâncă. Pe mână? Pe cine, pe mână, pardon. Pe pitaura, nu? Da. Deci mână, gata, ai aflat. Bun, ne-a făcut proiectul. Ideea știi. Acum am putea afla pe bână. Bă prin mână. Pe bă prin mână. Bă prin mână. Păi știm că B prin B e perpendicular pe B, H, deci rezultă că B prin B e perpendicular pe B, N, B ăsta, o să-l aflăm pe... Știm de strâng este dreptunghic, avem pe B, N, 12. B, B prim, și tu știi cât e 16, e cu? B, da, teorema lui Pitagora. Și gata, aflăm și pe B prim. Și după aia, pe B prim M. A, păi în triunghiul B prim, B, M. În triunghiul B prim? B, M, N. B prim, B, M. M. Că știm pe M, B de 5, pe B, pe prim o știm, nu? Da. Și aflăm și pe toate laturile am aflat. Și dacă am aflat toate laturile, ce? Cum o să aflăm mare triunghiul? Sunt la tuturor laturilor. Perimetrul la. Perimetrul. Dar pentru la mine. Că știi toate laturile. Deci perimetrul a fundat pentru arii, că tot i-a tras eu cu coaie. N-avem triunghi dreptunghic, știi, deci tot. Atunci putem să facem prin heron. Numai heron. Da. Numai asta. Da. Deci asta. Da. Gata, vorbim la treabă. Demonstrați. Vorbește. Așa. Demonstrați. Da. Da. În triunghiul M până mă bână. Avem mă bână. Da, triunghiul mă bână. Nu, mai bine să începem cu apă, că da, prime, 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 prime. Așa e, că las pe tine să ai inițiativă. Deci trebuie să spui că e cea periculară, ca să ai da. Atât triunghiul frânghi. Deci spunem ce bă prim, sau bă prim bă, și perpendicular pe? Pe bâcă. Pe planul. Pe planul A, B, C, D. A, B, C, D. De aici rezultă că măsura unului B prim P. B prim B. B prim B. M, nu? B prim B. Este egal cu 90 de grade. Atunci, înseamnă că... Și mai adăugam pe M, B egal cu 5. 5 metri. De nesul, da, mă, egal cu 5 centimetri. Și B prim B 16. B prim B egal cu 16 centimetri. Teorema lui Pitagora. Da. Rezultă de aici că B prim M. B prim M. B prim M egal cu radical din 256. Da. 256. Plus 25. Da. Și egal cu radical din 281. 281. Și putem lăsa așa, dar ne gândim dacă nu cumva se mai putea descompune. Da, nu. 281. Hai să încercăm să vedem ce descompune de la 181. Prin cât să încercăm? Prin 3 nu merge. Nu merge. Prin 2 nu. Nu.
Prin 5, nu. Prin 7. Încercăm 7. 7 în 28 ar merge. 7 în 28... 4. Da, dar nu merge. Da. 8, 7... Căutăm al numărul primul, așa, 11. Nu. Ar merge de 2 ori și rămâne 22, dar rămâne 61, 61 nu mai merge. În 11, nu. În 13. În 13. Ia să vedeți. Nu merge. Nu merge. Prin 15. Alt număr prim. Dar mai numărul primul, prim, ne gândim. 13, am văzut. Plus 16, nu? 17. 17, încerc. Nu merge. Nu merge. 17 ori 17 face cât? 289. Și fiindcă am ajuns la 17 și 17 ori 17 face 289, îl depășește, stop. Nu mai continuăm alte numere prime. Vezi? Noi continuăm cu numere prime după ce am văzut 2 nu merge, 3 nu merge, 5 nu merge, 7 nu merge. 11, 13, 9, 13, 9, 13, 9, 15, 13, 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 el mulțimile în sfârșit și îl depășește, ne oprim. Bun. Deci am primit 281, mă prim. Rămâne așa, mă întreabă 281. N-am ce fac, n-avem ce face. Deci mai departe. După aia, B primul B, perpendicular pe BN. Da, dar am avut aici. Deci de aceea, când ați perpendicular pe B pe plan, mai putem trage și concluzia că măsura unghiului și al acestuia, B prin B, măsura unghiului B prin B, se cau cu 90 grade și găsesc cu 12. B egal cu 12. B prin B 16. B prin B egal cu 16. La tabela mai cu celălalt și mi-a dat 20. B prin N. La problema anterioară. Sigur? Da. 20. Lasă 256 și 144 fac 400, da? Da, 20. 20. Așa, dar ești rezultat. Primul 20. Primul egal cu radical, hai să se scrie ca să a radical din 256 plus 144 egal cu radical din 400 care asta egal cu 20. Egal cu 20. Cu asta am aflat și pe primul. Ce de mai trebuie pentru perimetru? Ăsta, mână. Mână. De unde se află? Din mână până. Deci mergem în triunghiul. M, B, N. Sau mai bine să zicem că AB perpendicular pe BC. Acum, știm că A, B, C, D e dreptul, da? Da. Spunem că... M, B, așa. Avem M, B egal cu 8 cm. Da. Cu 5. 5 cm, B, N, 12. B, N, egal cu 12 cm. Și măsura unghiului M, B, N, de 90. Măsura unghiului M, B, N, de 90. Avea vedeat, egal cu 20. 90. 90, da, 90 de grade. De ce motiv? De tabăra. De ce motiv? Pentru că ce este figura de bază acolo, este, am spus-o mai devreme, este ura, adică merge sonorul. Da. Da. Mulțumim frumos. Ura. Da, mă bucur mult. Ura. Ne urmărește și vrea să prinde și partea asta, nu? A sunetului. Așa că, în momentul de față, spunem că... 13. Deci am de cei 90 grade, fiindcă ABCD-ul a fost dreptunghi. Pare pe... am avut cub. Și atunci și toate fențele sunt pătrate. Da. Recordă de acolo că mână e 13. Da. Da. Da.
Da? Mă ai făcut, da? Da, am făcut. Imunul egal cu radical de 25 plus 144 egal cu radical de 169 egal cu 13. Bun. Și acum perimetrul acolo are. Perimetrul triunghiului asta care avem M, B, N, M, B, M, M, N, B, B. Da. M, N, B, B. Va fi egal cu perimetrul X, suma tuturor laturilor. Radical din 19 plus radical din plus 20 plus 12. Adică este un radical din 21, nu prea să mulțumim din 21 asta. Nu mai este tot. 33. Dar hai să-l mai vedem o dată pe... Dacă am gândit minim, poate să fie pe vreau o greșeală. Deci B prim M, B prim M, ne-am dus în triunghiul, B prim M. În triunghiul B prim B M, da? Da. Și am avut pe M, B, cu E de 5, așa le se dau totul. Da. Și B prim este B prim este de 16, este AB. Da. Și a zis 16 și mai. 26 plus 25. Da, așa, dă ca numai 33 plus radical din 281. Deci, da, am făcut și la sfârșit de căzut. Da. Și așa, da. Dar eu m-am reluat pentru că mă gândeam că am greșit ceva, nu da. 281, ci altceva să fie. Mergem mai departe de repede, da? Și vedem o altă problemă. Știi ce ar fi fost? Bine, și îți cer asta pentru mâine, dacă ne vedem, înseamnă să faci tu acasă toate problemele acestea. Că noi așa am discutat. Tu le încerci acasă și unde nu se merge, spui, uite, m-am dus până aici și aici n-am văzut. Că trebuie să ai încredere și în tine, ca până pe ce face. Da? Deci, mai ales pentru astea, pe o steală de două stele, le facem sigur una cu alta. Câte probleme sunt acolo? Deci am făcut două, mai avem, cred că cinci. Nu, de, trei, da, cinci. Deci avem cinci nefăcute, da. Trebuie să le faci. Mai avem una la temă? Da. Asta, cu singură stea. Cu singură stea, nu, am trecut deja la două. Gata, mergem la două. Hai, dar... E fără sper, mai faci o problemă și am să le fac acasă. Da. Dar acum nu știu, nu, dacă vreau să puteți să primiți. Nu, m-am gândit și bine. Dar când încerc să fac o, dau o făcut mâine seară. Da, e foarte bine. Că nu se facă și ce nu știe să facă. Asta e când dacă vinem și stai. Dacă e așa frică de geometrie, aici uite, dar m-aș fi pus acasă, poate dumneavoastră nu vă credeți. Nu știu, nu știu, aici m-ar fi vrea fi inspirație. Nu, asta este, încrederea. Și ea bine, încercând și tu să faci. Da. Mă, nu o faci pe prima. Încerci pe cealaltă. Te uiți la ea, mai să încerci, mai... Mă uiți și la sfârșit, mai vezi o indicație, mai vezi fără din gol. Și trebuie să-ți găsească, să vină o idee spre tine. Deci nu abandona. Tu de așa te înarmezi cu ideea că la geometrie nu merge. Așa, exact. Asta e mare greșeală. Deci mai departe. Problema? 15 de la 188. 15 de la 188. Ce să facem din partea asta? Că A, B, C, A, B, C, A, B, 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 C, prim, prisma, triangularea regulată. C, prisma, triangulară, da. Regulată. Baza, trebuie să-i dar spune, ce înțelegi tu prin chestia asta? E o prisma triangulară regulată. Adică, baza este un triunghi echilateral. Asta trebuie să înțelegi. Și tu, dacă îmi minte, este un triunghi echilateral cu unghiile toate. Egale. Și perpendiculare și... pe bază, da? Și fețele sunt tot triunghiul de... Da, gândește atent. Fețele ce sunt? Dacă ele sunt așa paralele. Sunt trei fețe paralele. Sunt? Nu dreptunghiuri. Când ar fi fost triunghiuri? Când ar fi fost piramide cu un vârf? Atunci fețele ar fi triunghiuri. Uite, noi numai când am scris asta, și prisma, gata, trebuie să... Tu trebuie să repede lucrurile. Ce te invit?
să analizezi cu atenție când te apuci de treabă. Fiecare cuvânt acolo să declanșeze ce este asta, prismă, crata. Deci din ce știai tu cutia de chibrit, ai scos un colț și a rămas un triunghi de jos. Mm-hmm. Nu-i drept, tu zic ce este triunghiul de bază, este triunghi de crata. Așa, da. Așa, mai aveam. A, prim, ce prim, egal cu 12 radicali, 3 centimetri. 12 radicali, 3 centimetri. Așa, și distanța de la punctul A la dreapta B, C, egal cu 24 centimetri. Distanța și asta, distanța de la punctul A la dreapta B. A, prim, pardon, la dreapta B, C. De la prima dreapta B, C. Egal cu 24 de centimetri. 24 de centimetri. Așa și aflați. Concluzia. Calculați înălțimea prismei. Deci, să spunem, de fapt înălțimea prismei ca și cum ar fi o unghi laterală. Ori zicem A prim, ori zicem B prim, ori zicem CC prim, ori zicem O prim. Deci, e aceeași, da? Fiind o prismă, palane sunt paralele, prismă dreaptă, da, da, da. Deci unghiile, deci altfel spus în cele A, A prim, care e egal cu B prim, care e egal cu CC prim, care e egal cu O prim. Care e înălțimea, da, 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 chiar înălțimea. Așa, și area triunghiului. Asta pe mic. Și spre mic, area triunghiului B, A prim, C prim. B, A prim, C prim. Are aceste lecții, B, A prim, C prim. Așa am gândit. Așa. Ce o să facem? O să, ce, o să facem desenul. Din triunghi echilateral. Încercăm să surprindem într-o formă, nu o facem triunghi echilateral, mă, ci reprezentarea în spațiu, nu? Nu pot face toate triunghiile așa și e mai... Nu se vede spațiu. Nu se vede din spațiu. Și atunci zic A, B, C și unghiile trebuie să le fac egale, da? Unghiile egale, poate. Și iată, asta înseamnă paralea, asta nu se vede. Și asta se vede. Da? Și acum, trebuie să fie dreptunghiere, am zis, nu? Da. Am încheiat cu asta. Și paralel aici, ca să fie acel paralelogram. Dar, eu știu că e dreptunghi și, în sfârșit, am încheiat pe aici. Iată, A, B, C, A prim, B prim, C prim. Bun. Și acum? Eu am făcut direct triunghi să și cel paralelogram și a ieșit. Bun, bun, bun. Și acolo tot isoscelat trebuie să iasă. Nici mie nu a fost echilateral. 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 Am făcut echilateral. Tu l-ai făcut deodată și merge și imaginea cât de merge și de data asta, da? Bun. Așa, să nu dăm A, B, A. Să vezi acum, dacă am încercat să găsim o prim, înălțimea. Se suprapune. Aproape se suprapune cu CC prim, de aceea da. O să încerc acum să... Apropo de asta, unde îți găsește centrul cercului înscris în cercul? La intersecția medianelor. Pentru triunghi lateral, centrul cercului, mediane ce îmi dau mie, ce intersecția medianelor? Într-un triunghi are care? Deci dacă am o prima întâmplare și duc mediane, mediana ce faci, ce faci? Că am și uitat, mediana ce este? Mediana? O da unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Vârful cu mijlocul, asta e mediană, da? La felul de și asta o altă mediană. El se întâlnesc într-un punct foarte interesant cu punctul ăsta. Știi cum se numește? Centru de greutate. Și ce calitate? Și la o treime de bază și la o treime de vârf. Deci, vezi, când am zis centru de greutate, intersecția mediană, la o treime de bază, la o treime de vârf, pe fiecare din mediană. Și cealaltă n-a văzut pe aici, poate se intensitează cu sigur cu centrul greutate. Dar centrul cercului e scris pentru un triunghi are care? Deci, dacă au un triunghi are care și vreau să găsesc centrul cercului, cum am zis? Înscris. Înscris.
Adică vreau să găsesc centrul acelui triunghi, acelui cer, pe care le-a călut. La înălțimea? Ce vă la înălțimea? Nu te trebuie, ai grijă. Fete, cum ține aminte. Eu vreau să găsesc un... să scriu cercul, că să fie tangent la mare. Da, asta înseamnă cine scris. Cine cercul e scris. Acest cercul este scris la intersecția, nu știu, dar că dată știu că trebuie să fie tangent. Că de tangent, aici, un punct de tangent, se face de cea, de ce. Da, dacă da, de ce sigur. Și iată, de tangent în el, în el și în pe, cu tangență. De la centru la punctul de tangență fie perpendicular. La fel, asta e perpendicular pe latură, latură și perpendicular și aici. Mediatoare? Nu te întrebi. Dacă ai lucrat, eu pot zic da, să zic nu. Dar tu trebuie să susții. Trebuie să fii convins tu. Mediatoare la făcut la ce erau? Mediatoarea. Ce este mediatoarea unui segment? Deci eu vorbesc de un segment. Un mediatoare, perpendiculară pe mijloc. Da? Adică orice punct de pe... Așa, când ai zis mediatoare, toate punctele de acolo sunt la egală sensul de capete. Da. Și acolo e ăsta, înălțimea. Iar te grăbești, eu pot să zic da, pot să zic nu. Cu mediatoare te e retras? Nu e vorba de intersecția mediatoare, că doar n-ai dus intersecție. Nu. Ai aici. Da, ai mijlocul la altul. Sigur că nu. Eu am o chestie de sesizat. Asta de aici, de la omul la N și cu omul, cum sunt peste? Ori N și omul. Egal. Toate stranțele de cercului. Dar asta e perpendicular, distanța de la un punct la latura C, la latura B de data asta. Apoi distanța de la O la latura C. Cine se bucură de calitatea asta că sunt la egală distanță de latura de un unghi? Îți mai amintești? Bisectoarea. Când sunt bisectoarea unui unghi, orice punct de pe bisectoare implice, duci perpendiculară și așa, la egală distanță. Mm-hmm. Înseamnă că punctul ăsta e deștept. El fiind și pe bisectoarea asta, când ai egală distanță dată, și pe bisectoarea asta. Deci și asta e egală cu asta. Deci iată că intersecția bisectoarelor este centrul cercului scris. Deci nu mecanic. Intersecția bisectoarelor indică centrul cercului scris, pentru că o bisectoare a unui unghi are calitatea că toate punctele sunt la egală distanță. E pe aici, pe aici. Iar punctul ăsta e la egală distanță de asta și de asta. Iar nu sunt o familie. Da. Să văd ce ne zice. Așa, soția asta. Da. S-a terminat slujba și trebuie să încheiem și noi. Da, hai. Da. Așa. Ideea este intersecția bisectoarelor. Da. Indică cercul cercului scris. Acum, triunghiul fiind echilateral înseamnă intersecția dintre unui importante. Mediane, mediatoare, bisectoare, este de supracolă. El este supracolă parte. Bun. Și acum a găsit A prin B, B prim sau C, C prim. Câte vreme știi pe A, C, A prim, C prim, A prim, C prim, de asta. De fapt, știi la altă. Da. Că știi pe A prin C, știi și pe A, C și pe C, B, că triunghi de sus echilateral, trei echilateral și la da. Și mai știi că distanța de la A prim la B, C. De la A prim la B, C, distanța de la un punct la o dreaptă, pică acolo, unde pică mai întâi asta de aici. Adică la mijloc. Adică așa va fi, da? Așa va fi. Asta este distanța de la punctul A prim la B, C, în punctul E. Fică fac cel de pe care de A prim în perpendicular pe triunghi de jos. A, da, da. A, da, da. Și atunci asta e distanța. Asta de la A. Area triunghiului B, A prim, C prim. A, aia și așa sună. B, A prim, C prim, area acestui triunghi.
Da? Ce știi? Ai A prin C prin tamărimiu știi. Da. Și din B, distanța de la B la latura asta. Păi e chiar A și asta, pe ce situație. Ca și mai fost de la prim la C, B. Vezi, de la A prim la C, B. Acum e de la B prim la A prim C, prim. E afară. Și atunci zici, asta ori înălțimea. Deci area triunghiului va fi A prim C, prim, ori A prim M, dacă vrei. Ca prim... Acum am ieșit rânduța, imediat. Acum fața catedrală. Da. Nu mai facem nimic. Nu mai facem nimic. Deci mâine voastră.